Veșnica întrebare, cine are grijă de copilul meu în vacanță, își găsește răspuns și la Ploiești. Aici, unde părinții cu dare de mână și cu un serviciu care le răpește orele de peste zi, pot apela la ofertele grădinițelor private. Și dacă pentru restul copiilor este vacanță, aerul de relaxare se regăsește și în interiorul unei astfel de unități. Copiii au la dispoziție activități distractive și recreative. Chiar dacă pentru unii costurile ar putea părea piperate, administratorii unui astfel de business abia fac față cererilor. În programul After School sunt înscris 35 de copii în această vară, dar mă așteptam și cu drag mai mulți copii care vor să ne pășească pragul grădiniței și After School-ului. Care sunt costurile la care trebuie să se gândească un părinte în momentul în care optează pentru un astfel de program? Pentru un astfel de program, costul este de 50 de lei pe zi, unde copiii beneficiază de programul pe perioada zilei 8-17, de 4 mese pe zi și activitățile pe parcursul zilei. Printre atelierele propuse de educatori se regăsesc de la cursuri de ikebana și zumba până la clase de bune maniere. Preferatele micuților sunt însă jocurile educative. Activitățile libere alese, gen pictură, creație, excursiile acum în vacanță, sunt foarte încântați de excursii și sunt foarte receptivi. Ce te joci tu acum? Cu nisipul kinetic. Ce-ți place? Da. Ce alte activități îți mai plac? Când pictăm și ne jucăm. Îmi place, facem pictură și îmi place foarte mult. Și acum să pictăm pe Ipsos. Și i-am pictat de când eram mică pe Ipsos și îmi place foarte mult. Copiii învață în mod distractiv tot ceea ce au nevoie să știe, adaptat însă vârstei lor. Iar artele și educația muzicală nu puteau lipsi din programul special gândit pentru ei. Care Botticelli a pictat-o. Probabil i-a atras atenția frumusețea ei. La fel cum nu lipsesc nici momentele de relaxare printre minciuțe colorate sau dansurile amuzante. Pentru a-i atrage pe părinți, reprezentanții grădinițelor particulare au gândit și oferte speciale pentru ei. Dacă își aduc copiii la grădiniță 10 zile, a 11-a este gratuită, în timp ce pentru 20 de zile, micuții pot veni alte două, fără ca părinții să mai scoată vreun ban din buzunar.